M-aș bucura ca și Botoșanu în perioada imediat următoare să beneficieze de fondurile consistente pe care România le va primi de la Banca Europeană de Investiții. Cele trei construcții noi, mă refer la secția de psihiatrie, secția de pediatrie, pentru că îngrijirea copilor reprezintă o prioritate, și în ultimul rând nou spital de la Săben, să beneficieze de aceste investiții, pentru că dezvoltarea serviciilor medicale de asistență spitalicească echilibrată în toate județele României este răspunsul corect pe care putem să-l dăm pentru cetățeni. Domnule ministru, astăzi vorbim de proiecte implementate prin susținerea Consiliului Județean și a Ministerului pe care îl conduceți în sănătatea Botoșanului de peste 50 de milioane de euro și da, faptele bune trebuie să continue prin ceea ce ați spus dumneavoastră. Sunt două lucruri importante. Continuitatea nu numai a proiectelor, dar și în gândire, pentru că dezvoltarea unui sistem de sănătate modern în orice județ din țară poate fi făcută numai dacă oamenii au vocația construcției și au viziunea modului în care trebuie să construiască și să funcționeze acest sistem. Și vă mulțumesc și vă urez mult succes să continuați ceea ce ați început. Mulțumesc tare mult, domnul ministru.